Pe una din paginile de socializare al unuia dintre minorii care fură și chiar tâlhăresc romașcanii a fost postat săptămâna trecută un film care îl prezintă pe un mucos hoț în acțiune, încercând să fure geanta unei femei. Pe lângă tupeul fantastic pe care l-au hoții minori, din imaginele care nu necesită vreun comentariu, se vede cum grupul de infractori se amuză copios. Vă prezentăm imaginile cu precizarea că legea pentru a-i prinde și pedepsi pe aceștia nu există. De fapt, legea există, nu există normele de aplicare ale ei, deoarece niciun guvern din 2004 și până acum nu și-a făcut timp să ofere siguranță cetățenilor acestei țări. Televiziunea online Roman24 a demarat o campanie și vom încerca să convingem parlamentarii de Roman și Neamț să se implice pentru ca acești copii să primească educația necesară pentru a nu le mai face rău celor din jur. Urmăriți imaginile!